Vă invit acum să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și dacă aveți Cartea Sfântă la dumneavoastră, să o deschideți la Evanghelia după Luca, la capitolul 15, începând cu versetul 11 și până la versetul 32, să ascultăm Cuvântul Domnului. Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, începând cu versetul 11. Domnul Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl a împărțit averea. După multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea, aducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și l-a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva celui și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A legat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în dege și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și a început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit să apropie de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-a tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Permiți ocupați locul. Și suror, vreau să cred că mai avem resurse interioare să ascultăm în continuare și Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. V-am ascultat până acum proclamat prin cântare și v-am văzut foarte atenți și chiar implicați în momentele acelea. Și vreau să cred că avem această disponibilitate sufletească și tărie interioară să ascultăm și Cuvântul vorbit. Cuvântul lui Dumnezeu vorbit în această seară. Amin. Rugăciunea mea către Dumnezeu este să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Avem nevoie și în momentele acestea de prezența Duhului lui Dumnezeu. Amin. Cum am avut nevoie și la cântarea de laudă. Deci, încă de la începutul acestei seri, a slujirii din această seară, am fost provocat să lăudăm mărimea nemărginită a lui Dumnezeu. Cum vreau să vă întreb dacă ne hotărâm să lăudăm mărimea nemărginită a lui Dumnezeu. Știți cât de mare e Dumnezeu? Ca să-L putem lăuda. Mărimea Lui nemărginită. Știți cât de mare? Cartea Lui Dumnezeu zice, așa cum fratele Viorel cita, cerul de celor nu pot să-L încapă. Dar niciunul dintre noi nu L-am văzut pe Dumnezeu să vedem cât de mare e Dumnezeul acesta. Dar tot acolo în psalmul acela zicea că să lăudăm pentru isprăvile Lui cele mari. Nu L-am văzut pe Dumnezeu. N-am văzut forma Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este materie cum suntem noi. Dar, dragii mei, vreau să vă întreb, ați văzut isprăvile Lui Dumnezeu? Lucrările Lui Dumnezeu? Dacă citim în Cartea Lui Dumnezeu, sunt o grămadă de lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut. Dar în viața dumneavoastră. Una dintre isprăvile extraordinare ale Lui Dumnezeu este minunea că noi existăm. Noi suntem așa de obișnuiți că începem să călcăm pământul acesta, că ne trezim dimineața, mergem la muncă sau la școală și ne întoarcem seara acasă și ne odihnim și apoi să luăm de la capăt, încât ni se pare o normalitate, fără să pricepem
că suntem minunea lui Dumnezeu. Existăm pentru că, dragii mei, Dumnezeu a decis să existăm. În El avem ființa, mișcarea, existența, chiar dacă Pavel a luat asta dintr-un poet păgân, a atribuit lui Dumnezeu existența noastră. Deci eu cred că ar trebui să lăudăm în seara aceasta că existăm și mai mult decât atât, dragii mei, că suntem într-o casă de rugăciune. Înaintea lui Dumnezeu, înaintea cuvântului din Scriptură, înaintea acestui adevăr proclamat și în vremea noastră și că este un mare har să se proclame cuvântul lui Dumnezeu. Deci mi-a ținut o săptămână de evangelizare, suntem undeva spre finalul acestei săptămâni de evangelizare și de fiecare dată s-a deschis cartea asta, cuvântul lui Dumnezeu. Și când deschidem cuvântul lui Dumnezeu și proclamăm cuvântul lui Dumnezeu, o facem cu cel puțin două atitudini. Una este credința. Credem că acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Că dacă n-am crede că e cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, nu ne-am ostenit să mergem dintr-o parte în alta, să stăm de vorbă cu alții și să zicem, așa vorbește Domnul. Credem că e cuvântul lui Dumnezeu. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Amin. Și a doua atitudine este una de speranță. Speranța că undeva, în mulțimea asta mare de oameni, cuvântul lui Dumnezeu va lucra. Va lucra ceva. Semănător la așezit la mine sămânța, spunea Dumnezeu Hristos, și-a căzut și în drum, a căzut și între bolovani, a căzut și între spini, dragii mei, și pământ bun. Undeva cuvântul lui Dumnezeu va lucra. Datoria noastră este să fim foarte atenți cum ascultăm. Luați seama cum ascultați. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu să aibă efect, să rodească în viețile noastre. Iar mă rog lui Dumnezeu, Dumnezeu să facă lucrul acesta. Undeva cuvântul din această săptămână, predicat aici la Jac, să rodească, să ducă rod pentru împărăția și pentru slava lui Dumnezeu. Deci l-am citit în această seară una dintre cele mai cunoscute pilde pe care Domnul a rostit-o. Pilda fiului risipitor. Un tată avea doi feciori. Unul mai mare și unul mai mic. Și într-o zi, unul dintre ei, cel mai mic, i-a întors spatele tatălui și s-a dus în lumea mare, într-o țară îndepărtată. Mă vreau să vă întreb. A făcut bine sau a făcut rău? Ce ziceți? Dacă ați avea un fecior care într-o zi și-a luat lumea în cap. Ați plânge, v-ați stângui, v-ați rugat lui Dumnezeu, ați zice că a făcut o alegere proastă în viață, nu? Cel mare rămâne acasă. Și întrebarea este, a făcut bine că a rămas acasă? Și foarte repede, dragii mei, zicem unul rău și unul bun. Că mintea noastră, dragii mei, asta spune. Cel ce a plecat de acasă și a luat lumea în cap, a risipit averea în păcate și fără de lege, a făcut alegere proastă. Și așa este. Altul a rămas acasă. Numai că dacă ne uităm cu foarte mare atenție la cel care a rămas acasă, descoperim ceva surprinzător la băiatul acesta. Zice Sfânta Scriptură că se mânie. Nu vrea să asculte de tatălui, că tatăl zice, vino și intră și tu la sărbătoare, aici, nu vrea să asculte de tatălui. Nu-i mulțumit cum îl tratează tata, nu-i mulțumit cum îl tratează tata pe cel care a fost risipitor. Nu mai poate spune, fratelui său zice, acest fiu al tău, către tatăl care și-a mâncat averea cu femeile stricate, a venit și a făcut ce a făcut cu el. Nu se întreb. E o atitudine normală, corectă, îmbucurătoare din partea unui fiu care stă acasă și se poartă așa. Se mânie, nu-i mulțumit de tatălui, nu-i mulțumit de fratele lui. Deci, mea, pilda aceasta vorbește despre Dumnezeu și despre noi. Credeți lucrul acesta? Nu simplă poveste lăsată în Scriptură, să o citim copiilor care, mă rog, să fie încântați de ceea ce a rămas aici ca o poveste. Este, dragii mei, învățătura Domnului Iisus Hristos despre Dumnezeu și despre noi oamenii. Noi oamenii, care unii dintre noi, dintre oameni, i-am întors spatele lui Dumnezeu. Voi vreau să vă întreb, cunoașteți oameni de felul acesta, care au întors spatele lui Dumnezeu și a zis, vreau să-mi trăiesc viața. O viață am și vreau să-mi o trăiesc. Cunoașteți? Dar frații mei, cunoașteți oameni care au rămas în casa lui Dumnezeu. Asta sau alta. Să se mânie, să fie nemulțumiți de Dumnezeu, să fie nemulțumiți de ceilalți frați,
Să nu mai poată spune unuia care stă poate lângă el pe bancă, să nu mai poată spune, frate, ați întâlnit oameni de felul acesta? Întrebarea care mi-a răscolit mintea și mi-a frământat inima când am citit cuvântul ăsta lui Dumnezeu a fost următoarea. De ce un asemenea om nu-și ia lumea în cap, nu se duce să trăiască în mizerie, în păcate, dincolo de biserica lui Dumnezeu, de casa lui Dumnezeu? De ce un asemenea om se poartă așa? Mânios pe tata? Poate pe Dumnezeu? Nemulțumit de felul în care îl tratează Dumnezeu? Știi de ce? Pentru că băiatul ăsta cel mare care a rămas acasă nu-și cunoștea foarte bine tatăl. Ascultați-mă bine. După cum foarte mulți dintre noi care rămânem aici, copiii de-ai noștri, tineri de-ai noștri, dragii mei, rămân aici fără să-L cunoască bine pe Dumnezeu. Și subiectul pe care vreau să-l aduc în fața dumneavoastră în această seară, dragii mei, tocmai acesta este să-L cunoaștem ceva mai bine pe Dumnezeu. Dragii mei, eu sunt convins fiecare dintre dumneavoastră știe ceva despre Dumnezeu. Cât de ceva despre Dumnezeu. Dar, dragii mei, încă mai avem ceva de cunoscut despre Dumnezeul acesta. Pentru că Dumnezeul acesta este într-o continuă descoperire de sine. Și rugăciunea mea în seara aceasta este, Dumnezeule, fă să te cunoaștem ceva mai bine. Amen. Pentru ca ceva să se întâmple mai bine și în viața noastră. Cunoscându-te pe tine, Dumnezeule, ceva mai bine. Să fim și noi ceva mai bine în viața noastră spirituală. Dumnezeu să ne ajute. Amen. Dragii mei, primul lucru pe care vreau să-l spun din cuvântul acesta lui Dumnezeu, că nu l-a cunoscut acest băiat despre tata și noi nu-l cunoaștem despre Dumnezeu. Ce altceva să-l cunoaștem? Este că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Știți care a fost marea supărare a băiatului ăstuia mare când fiul cel mic a venit acasă? Știți? Ți-a mâncat averea. Ți-a risipit lucrurile. Dar vreau să mă întreb. Tata știa că băiatul ăsta mic a risipit lucruri. Știa? Sigur că știa. Că doar tata a zis, uite, asta e partea ta, când a plecat de acasă. Poate a pus în traistă. Și s-a dus de acasă. Și a văzut că vine în zdrențe. Și a venit că vine fără nimic. Și a văzut că a risipit totul. Tata știa foarte bine că băiatul ăsta plecat de acasă a risipit lucruri. Cum știa și băiatul cel mare. Dar pentru tata asta prețuia, conteau oamenii, nu lucrurile. Deci, mei, vreau să vă întreb. Ați observat că pentru noi oamenii de foarte multe ori înseamnă mult lucrurile, valorează lucrurile. Ați văzut lucrul acesta. Deci, mei, atât de mult valorează pentru noi lucrurile uneori, pentru că ne stricăm relația unul cu altul pentru lucruri. E adevărat sau nu e adevărat? Adevărat. Nu reușim să ne salutăm pe stradă. Nu reușim să stăm împreună în același loc. Nu reușim, dragii mei, să comunicăm unii cu alții, pentru că ne-am stricat relația din cauza lucrurilor. Știți că a venit la Domnul Iisus Hristos, unul și-a spus, învățătorule, spune fratelui meu, să împartă cu mine moștenirea noastră. Vă mai aduceți aminte de istorie. Când s-au împărțit moștenirile. Vă aduceți aminte? Câte relații s-au stricat din cauza lucrurilor. Pentru că pentru noi oamenii, de foarte multe ori, au mare valoare lucrurile. Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură în Genesa, capitolul 13, că între slujitorii lui Lot și slujitorii lui Avram a ajuns să fie ceartă. Unul avea business-ul și altul avea business-ul. Și între angajații unuia și angajații celuilalt a fost ceartă din cauza lucrurilor. Și a spus Avram către Lot, auzi, să nu fie ceartă între mine și tine, că suntem frați, adică de la niște turme să ne certăm. Atât de mult valorează pentru noi lucrurile încât ne stricăm relațiile unii cu alții. Bă, dragii, mai mult decât atât. Așa de mult valorează lucrurile încât uneori trăim în mod egoist din cauza lucrurilor. Strângem, adunăm și trecem în lumea asta pe lângă oameni care n-au cât avem noi.
te bate inima pentru ei sau nu? Spune Sfânta Scriptură, spunea Domnul Iisus Hristos despre un bogat care trăia huzur. Era îmbrăcat în porfiră și în subțire. Ducea o viață îmbelșugată. Și la ușa lui era un sărac numit Lazar, care era și bolnav și sărac. Veneau câine și lângeau bubele. Și spune Sfânta Scriptură, ar fi vrut să se sature cu fărâmiturile care plecau de la masa bogatului. Dar credeți că e de pe cineva? Pentru el erau importante lucrurile. Trei egoist. Pentru sine. Atât de valoroase sunt lucrurile pentru noi uneori, dragii mei, încât călcăm în picioare poruncea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Sau nu ne interesează chemarea Domnului nostru Iisus Hristos, că suntem tare legați de lucruri și ne vine foarte greu să ne desprindem de lucrurile acestea. A zis, zicea Domnul Iisus Hristos în pilda nunții fiului de împărat, te-a chemat să vină la nuntă și unul a zis, mă duc la holdă, mă duc la negustorie. Da? La lucruri. Ei, dragii mei, ce-aș vrea să înțelegem în această seară, că Dumnezeu prețuiește oamenii. Oricât de mult ar fi risipit cineva în lumea aceasta, ce-a dat Dumnezeu. Că n-avem ceva ce să nu fi primit de la Dumnezeu, chiar dacă ne vine foarte greu să pricepem lucrul acesta, dragii mei, și să-L înțelegem. Trebuie să avem credință ca să zicem, Doamne, toate le-am primit de la Tine. Amin. Chiar dacă cineva a risipit ceva, s-a risipit totul. Dumnezeu prețuiește oamenii. Asta nu știa băiatul cel mare despre Tatălui. Cum noi s-ar putea să nu știm despre Dumnezeul nostru. Ne uităm în dreapta și în stânga la oameni pe care cunoaștem cum risipesc în lumea aceasta sănătate și bani și plăceri, tot ceea ce pot să ia din lumea aceasta. Și nu pricepem că Dumnezeu îl prețuiește pe cel care și-a risipit viața. Dragii mei, atât de mult prețuiește Dumnezeu oamenii, încât are resurse inepuizabile de milă. Așa cunoașteți pe Dumnezeu. Cu resurse inepuizabile de milă, așa știți pe Dumnezeu. Mă, dragii mei, știți că ce noi avem o fărâmă de milă, nu? Adică, înțelegere, compasiune pentru cei care trec prin anumite situații complicate. Nu mai știți care e diferența. Noi, de regulă, avem milă de oamenii care, din cauza împrejur de viață, au ajuns într-o situație complicată. Bună oară, dacă cineva s-a îmbolnăvit sau a avut un accident. Vie milă de cel care a avut accidentul și știți că e la spital între viață și moarte. Și de cei care au rămas acasă plângând, poate, din cauza asta. Pentru că noi avem milă de cei care, din cauza împrejurilor de viață, ajung în situații de felul acesta. Știți că atunci când fata lui Faraon a ieșit la Nil să se scarde acolo, spune Sfânta Scriptură, a găsit acolo un sicriaș, l-a deschis și a văzut un copilaș. Ea a fost milă de el. Un copil neajutorat, într-un sicriaș, pus între trestii, pe malul râului. Și când deschizi și te uiți, ți-e normal că ți-e milă de el. Al nimănui acolo între trestii. Ascultați-mă. Dumnezeu are resurse inepuizabile de milă față de oameni care au ajuns în situații complicate din cauza alegerilor personale. Vreau să vă întreb, băiatul ăsta cel mic, a ajuns în zgrențe, a ajuns muritor de foame, de ce? Pentru că el a ales lucrul acesta. E adevărat? Când și-a venit în fire, băiatul ăsta a zis, câți argați ai tatălui meu acolo acasă? Au belșug de pâine. Dacă aș fi rămas eu acasă. Dacă n-aș fi făcut alegerea asta. Dacă n-aș fi întors spatele tatălui meu. Sau dacă n-aș fi întors spatele lui Dumnezeu. Că s-ar putea să fiți aici oameni care, la un moment dat în viață, ați întors spatele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are milă de oameni care au ajuns în situații complicate. Pentru că așa au ales ei. Noi avem milă, dragii mei, de cei care au ajuns din cauza anumitor circunstanțe de viață. Avem milă de ei.
Dumnezeu are resurse inepuizabile de milă. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Și dragii mei, așa este Dumnezeul acesta al nostru. Până Sfânta Scriptură că la un moment dat, în Matei capitolul 9, Domnul Iisus Hristos așa s-a uitat peste noroade și le-a văzut necăjite ca niște oi care erau păstori. Și s-a făcut milă de el. Când l-a trimis Dumnezeu pe Iona la Ninive, într-un final omul ăsta s-a dus la Ninive și a intrat care de o zi prin cetate și a început să spună mesaj de la Dumnezeu. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și se duce după aceea undeva așa pe o ridicătură lângă cetate și așteaptă să vină, să treacă vremea, să vină nimicirea. Și Dumnezeu ia în cetatea. Frate și surori, prieteni dragi, știți ce n-a priceput Iona? Cum Dumnezeu poate să aibă milă de o cetate așa de păcătoasă? Dar Dumnezeul acesta din cer are resurse inepuizabile de milă. Când cineva se întoarce la Dumnezeu și se pocăiește, dragii mei, Dumnezeu iartă tot trecutul, oricâtă risipire a fi făcut. Când fiul ăsta a venit acasă, spune Sfânta Scriptură, tatăl a văzut departe și s-a făcut milă de el. Așa e Dumnezeu. La mila lui Dumnezeu au apelat oameni din Scriptură și cred că la mila lui Dumnezeu ați apelat și dumneavoastră de foarte multe ori în viață, că n-aveați ce să aduceți înainte. Ce performanțe puteați aduceți înainte lui Dumnezeu? Să zic că Dumnezeu sunt obligat să fac ceva. La mila lui Dumnezeu. Când omul lui Dumnezeu în Vechiul Testament se roagă lui Dumnezeu după ce a păcătuit, zice, ai milă de mine Dumnezeule, după îndurarea ta șterge toate fără de legile mele. Pentru că mila lui Dumnezeu, dragii mei, este aceea care se îndreaptă spre noi. Aleluia. Și prin mila lui Dumnezeu suntem aici în această seară. Aleluia. Dragii mei, pentru că Dumnezeu prețuiește oamenii în lucrurile. Dumnezeu are resurse inepuizabile de milă. Dar pentru că Dumnezeu prețuiește oamenii în lucrurile, Dumnezeu face gesturi de acceptare. Spune Sfânta Scriptură că omul acesta, tatăl acesta, când l-a văzut de departe, a alergat. Puteți zice mai departe ce a făcut. A căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Mă, dragii mei, gestul acesta este un gest normal față de o persoană pe care o apreciez, o persoană iubită, pe care poate n-ai văzut de multă vreme și de-abia aștepta să o întâlnești. Dar din perspectivă umană, nu este un gest normal față de cineva care și-a bătut joc de tine, care ți-a întors spatele, care ți-a risipit averea, care te-a batjocorit cu alte cuvinte. Să te duci, să-i cazi pe grumaz și să-l sărut mult. Ați putea care va face lucrul acesta? Față de dușmanul dumneavoastră. Dar pentru că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile, Dumnezeu face gesturi de acceptare, gesturi de iubire. Știți când a coborât Domnul Iisus Hristos din cer în această lume? Știți, frații mei? Când noi eram păcătoși. Gestul suprem de iubire al lui Dumnezeu pentru noi. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Puteți să găsiți un gest mai mare decât acesta, un gest de iubire. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Puteți să găsiți. Numai Dumnezeu poate face asta. Slăviți să fie numele Domnului. Pentru că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Face gestul de iubire. A venit la Domnul Iisus Hristos un tânăr, spune unul dintre evangheliști. Și a zis, Bun învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Domnul îi spune, păzește poruncile. Care? Uite astea. Și spune câteva porunci. Pe asta toate le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Un singur lucru. Du-te și vinde tot ce ai de la săraci. Vino, ia scrucea și urmează-mă. De aveam cu moment ce. Răspundeți-mă, unul dintre evangheliști, Marcu, zice așa, mâhnit de aceste cuvinte, tânărul ăsta a plecat. Dar știți ce mai consemnează unul dintre evangheliști? Domnul s-a uitat la el
l-a iubit. Pe unul care pleacă dinaintea ta. Pe unul care i-a spus ce să facă să moștenească viața veșnică, nu ține cont, nu e dispus să facă ce ai zis, ce l-ai învățat, ca să aibă viață veșnică, se întoarce la lucrurile lui, sunt mai importante lucrurile. Și Domnul Iisus Hristos, care prețuiește oamenii, Domnul Iisus Hristos, dragii mei, se uită la El și îl iubește. E un gest extraordinar. Pentru că Dumnezeu, în Hristos Domnul, face gestul de acceptare. Bă, dragii mei, pentru că Dumnezeu prețuiește oamenii în lucrurile, poate ceea ce noi nu putem. Ascultați-mă bine. A venit fiul acesta risipitor, de departe, și fratele lui mai mare, băiatul acesta. N-a putut să-i spună nicio vorbă prietenească, frățească. N-a putut să știe decât ce păcate a făcut băiatul ăsta când era departe. Și tatăl său, care știa foarte bine, mai bine poate decât băiatul ăsta mare, ce a făcut băiatul ăsta mic, tatăl acesta a putut să facă ceva extraordinar. Ceea ce băiatul cel mare n-a putut. Nici a putut face. A putut să ierte. Băiatul ăsta mic s-a dus de acasă. A trăit departe. A risipit averea. A trăit în păcate, în biserică. Lista de păcate era lungă. Încă începând de acasă, încă înainte de a plăca, dragii mei, au început să se scrie păcate pe lista asta, că în cartea lui Dumnezeu stă scris să cinstești pe tatăl tău și pe mamă ta. Și băiatul ăsta asta l-a făcut, n-a cinstit pe tatăl. Pentru că era ca și mort când a zis, dă-mi partea de avere. Și a plecat. Și lista asta de păcate a continuat, dragii mei. Și băiatul cel mare știa lista asta de păcate. Și n-a putut să ierte. Dar tatăl ăsta a putut să ierte. Aleluia. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, prețuiește oamenii, nu lucrurile. Și Dumnezeu poate ceea ce noi nu putem. S-ar putea, dragii mei, să vină cineva printre noi, despre care am știut o grămadă de lucrurile, de păcate mari, trăitor cine știe pe unde, și să se fi pocăit cu adevărat și Dumnezeu să-l fie iertat. Și noi să nu putem ierta ceea ce iartă Dumnezeu. Dragii mei, ascultați-mă, Dumnezeu din cer, pentru că prețuiește oamenii, are puterea să ierte toate păcatele. Amin. Oricât de lungă ar fi lista asta, cât de multe ar fi păcatele acestea, dragii mei, cât de mari, dragii mei, Dumnezeu poate să ierte. Amin. Și vreau să vă întreb, dacă Dumnezeu iartă, ar trebui să iertăm și noi. Ar trebui să o facem. Amin. Știți, în biserica de la început, când Dumnezeu l-a iertat pe Saul din Tars. Avea Dumnezeu ce să ierte la Saul din Tars. Avea? Sigur că avea. Pentru că, de aceea, chiar dacă era el un împlinitor al legii, după cea mai îngustă partidă, era fariseu între farisei, omul ăsta avea nevoie de Hristos, avea nevoie de Dumnezeu. Era un prigonitor, dragii mei. Și spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu, prin Hristos Domnul, la întâlnirea aceea de pe drumul Damascului, l-a făcut un vas ales. Și s-a lipit de biserică. Și ascultați-mă, dragii mei. Spune Sfânta Scriptură că cei din biserică stăteau cumva deoparte, nu puteau să creadă, nu le venea să creadă că omul ăsta este un iertat al lui Dumnezeu. Era complicat pentru ei să accepte lucrul acesta. Dragii mei, Dumnezeu din cer, pentru că prețuiește oamenii în lucrurile, poate face ceea ce noi nu putem face. Dar vreau să vă spun ceva mai mult, dragii mei. Dumnezeul acesta, pentru că prețuiește oamenii în lucrurile, este dispus să mai ofere, să mai dăruiască. Când băiatul cel mic a venit acasă și i-a cerut tatălui să-mi poartă averea, tatăl i-a dat. Și a risipit. Și a venit după aceea înapoi. Gol în zdențe. Fără nimic. Marea problemă acestui băiat mare, care nu-și cunoștea foarte bine tatăl, știți care a fost? De ce tatăl ăsta mai este dispus încă să mai ofere? I-ai dat pantofi noi, i-ai dat haine noi, i-ai dat vițelul cel îngrășat, încă mai ești dispus să dai? Asta cum îl cunoașteți pe Dumnezeu?
Sunt oameni care, la care Dumnezeu le-a dat și sănătate, le-a dat și minte, le-a dat și lucruri materiale. Și-au risipit și sănătatea și-au stricat și mintea prin lumea aceasta și-au risipit și banii și averea. Și au zis, poate zdrențe ca asta de aici. Și se întorc înapoi la Dumnezeu. Vreau să vă întreb. Credeți că Dumnezeu este dispus încă să mai dea? Amin. Credeți? Amin. Dumnezeul acesta, pentru că prețuiește oamenii, are disponibilitatea să mai dăruiască. Și o să dea Dumnezeu, poate și sănătate, o să dea Dumnezeu și minte luminată, o să dea Dumnezeu protecție, însoțire, o să dea Dumnezeu. Pentru cineva care se întoarce, așa cum s-a întors fiul ăsta risipitor acasă. Pentru că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Al doilea lucru pe care băiatul ăsta cel mare nu știa despre tatăl său și poate noi nu știm despre Dumnezeu, este că Dumnezeu nu este mulțumit să-L slujim cu atitudine de rob. Spune băiatul ăsta mare în discuția cu tatăl așa. Eu îți slujesc ca un rob. Credeți, ăsta era fiul. Un fiu care părea cu minte. Eu îți slujesc ca un rob. În loc să se considere fiu, să trăiască, dragii mei, ca un fiu în casa tatălui, omul ăsta se considera ca rob. Și vreau să vă spun, sunt mulți în casa lui Dumnezeu care trăiesc viața cu această atitudine de rob. Știți ce înseamnă atitudine de rob, dintre altele? Înseamnă să împlinești porunca lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, din datorie și nu din iubire. Când te uitai la băiatul ăsta mare de afară, zicea, este grozav. Când te uiți la un asemenea membru dintr-o biserică, dragii mei, zici că e grozav. Ăsta nu jură, ăsta nu fumează, ăsta nu bea, ăsta nu... nu se ceartă, poate? Dar e nefericirea majoră în inima lui, pentru că el împlinește asta ca datorie. O datorie apăsătoare. O Sfânta Scriptură mă cheamă să împlinesc porunca lui Dumnezeu pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Amen. Ați găsit asta în Biblie. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Când păzesc poruncile lui Dumnezeu, dragii mei, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu nu mi se par grele. Dacă nu sunt o corvoadă. Dacă nu sunt o corvoadă. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Spunea Apostolul Ioan. Și poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. Pentru cine îl iubește pe Dumnezeu. Aleluia. Pentru că face din dragoste pentru Dumnezeu. Când împlinesc poruncile lui Dumnezeu, din iubire pentru Dumnezeu, o fac oricât de greu ar fi prejurile de viață. Împlinesc porunca, indiferent cât ar fi de greu, indiferent cât m-ar costa, dragii mei, împlinesc porunca lui Dumnezeu, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Și vreau să fac voia lui Dumnezeu. Dragii mei, omul acesta care are această atitudine de rob, deși în casa lui Dumnezeu, în casa Tatălui, nu doar că împlinește poruncile cu această datorie, din datorie, dragii, este nemulțumit de cum îl tratează Dumnezeu. Zice fiul acesta către tatăl său, pe care nu-l cunoștea foarte bine, când a venit acest fiul tău, care ți-a mâncat averea cu femeile stricate, ai dat vițelul, ai făcut sărbătoare și mai departe. Și mie? Cum m-ai tratat pe mine, tată? Adică pe ăsta care a trăit în mizerie, care a trăit în păcate, fără de legi, pe ăsta care ți-a întors spatele, s-a dus într-o țară depărtată, îl tratezi extraordinar. Și mie nu mi-ai dat nici măcar un ied. Tată, cum mă tratezi pe mine? Să vă întreb. Ați întâlnit oameni în casa lui Dumnezeu nemulțumiți de cum îl tratează Dumnezeu? Ați întâlnit? Eu știu pe cineva care e foarte supărat pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu l-a lăsat să câștige cât și-a propus el să câștige într-o afacere. Și supărat pe Dumnezeu. Și nu vă spun povești. Deci, mie,
Omul acesta care are mentalitate de rob, are o contabilitate destul de sofisticată în mintea lui, dragii mei. Ține o evidență destul de precisă, dragii mei. Pentru că zice el aici așa. Zice, eu niciodată nu ți-am călcat porunca și tu niciodată nu mi-ai dat. Ca să spui niciodată nu ți-am călcat porunca, trebuie să ții evidența. Când ai călcat porunca, ai bifat-o. Încă o dată și-am bifat-o. Și încă o dată și-am bifat-o. Și când spui niciodată nu mi-ai dat, trebuie să spui ia ciurt asta lui Dumnezeu și nu mi-a dat. Asta și nu mi-a dat, cealaltă și nu mi-a dat. Și trăiesc în această lume cu această contabilitate după mine. Ce am cerut Dumnezeu și ce nu mi-a dat Dumnezeu. Ce am făcut eu pentru Dumnezeu și ce n-a făcut Dumnezeu pentru mine. Asta e mentalitatea de rob. Deci, mei, Dumnezeu să ne ajute să-L cunoaștem mai bine în această seară, să știm că El nu-i mulțumit să-L slujesc cu atitudine de rob. El ne-a luat din lumea aceasta să ne facă copii ai Săi, dragii mei, cetățenii împreună cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și, dragii mei, dacă suntem fii, suntem și moștenitori. Asta spune Sfânta Scriptură. Vreau să mai spun un lucru, dragii mei, și apoi să mă apuc să încheie, poate mai cântă frații la încheiere, în al treilea rând. Ceea ce băiatul ăsta nu știa despre Tatălui și poate noi nu știm despre Dumnezeu. Că Dumnezeu continuă să îi aștepte pe cei pe care noi am încetat să-i mai așteptăm. Nu știu dacă m-ați auzit. Dumnezeu continuă să îi mai aștepte pe cei pe care noi am încetat să-i mai așteptăm. Spune Sfânta Scriptură că Tatăl l-a văzut încă de departe pe băiatul ăla mic care, după ce și-a risipit averea, se întorcea acasă. Era cumva într-o stare de așteptare. Și băiatul cel mare nu se aștepta să mai vină. Chiar s-a supărat că a venit acasă. Dragii mei, s-ar putea, ascultați-mă bine, să fie oameni care au plecat dintre noi, din casele noastre, și știm cum trăiesc. Și am încetat să mai așteptăm. Dumnezeu n-a încetat să aștept. Dumnezeu încă mai aștept. Băiatul ăsta mare a încetat să mai aștepte pentru că era dezamăgit de alegerea pe care fratele lui a făcut-o. Dar vreau să vă întreb, tatăl era dezamăgit? Sigur că era. Cum să nu fii dezamăgit când băiatul tău pleacă de acasă și risipește toată averea? Poate sunteți aici părinți care aveți asemenea situații. Băiatul a plecat de acasă. Fata a plecat de acasă. Mai așteptați să se producă minunea sau nu mai așteptați? Se mai poate întâmpla o minune? Mai poate face Dumnezeu o minune? Cu ceva vreme în urmă m-a sunat un frate, un prieten de-al meu din alt capăt de țară. Ne cunoșteam din tinerețe. Nu prea am comunicat în ultima vreme și m-a sunat și am discutat un frate ce face, cum suntem, cum mi-e familia. Și am zis, bine, mulțumesc Domnului. Și am zis, cum ți-e familia ta? Și a zis el, bine, cu excepția unui fel. Fata noastră, zicea el, și-a abandonat familia. Și-a plecat cu cineva în Germania. Și-a ascultat ce a zis el. Dar noi ne rugăm lui Dumnezeu și așteptăm ca într-o zi să se trezească. Să se întoarcă acasă. Deci, mai Dumnezeu încă mai așteaptă. Nu vă pot spune că... Dar ceea ce vă pot spune, dragii mei, că pe oamenii pe care noi am încetat să-i mai așteptăm, Dumnezeu încă îi mai așteaptă. Și s-ar putea seara aceasta, dragii mei, să fie seara în care Dumnezeu din cer să strige la urechea noastră și să ne spună încă te-am așteptat până seara asta. Aleluia. Nu știu dacă mă mai fiu altă seară. Dar până seara asta te-am așteptat. Băiatul ăsta nu știa despre Tatăl Său că Tatăl Său continuă să-L aștepte pe fratele lui mai mic să vină. Era dezamăgit de ce de la fratele. Băiatul ăsta a încetat să-L aștepte pe fratele său pentru că el considera că fratele lui nu mai merită nimic. Adică a mâncat toată averea, ce-a necistit tatăl, mai merită ceva? Dar ascultați-mă. Fiul ăsta risipitor știa că nu mai merită nimic.
De aceea a venit acasă și a zis, tată, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, adică nu mai merit nimic, tată. Primește-mă ca pe unul dintre rogații. Dragii mei, tatăl acesta, Dumnezeul acesta al nostru, că noi spunem tată, Dumnezeul acesta nu lucrează după merite. Ascultați-mă bine. Noi ne uităm la oameni, la oameni care poate vin la evangelizare, la oameni care poate vin la biserică, la oameni care poate vin la botez. Și încercăm să le radiografiem viața, să ne aducem aminte de cine știe de ce, de pe unde, de când. Dar Dumnezeu nu lucrează după merite. Dumnezeu lucrează în har. Și am cântat în seara aceasta despre harul lui Dumnezeu. Și dacă sunteți oameni aici în casa lui Dumnezeu, oameni care sunteți mântuiți, pe care Dumnezeu v-a luat din lumea aceasta și v-a pus în comunitatea mântuiților lui Dumnezeu, nu-i pentru că ați fost mai buni sau au fost mai buni decât alții. E har de la Dumnezeu. Amen. Deci băiatul ăsta nu știa că tata lucrează în harul după merite. Dumnezeu să fie slăvit, Dumnezeu să fie binecuvântat. Băiatul ăsta mare, dragii mei, a încetat să mai aștepte, pentru că el a considerat că nu mai poate sta împreună în același loc cu fratele lui care a făcut ce trebuie. Putați-vă. S-ar putea să fim noi la fel. Cu mulți ani în urmă. Eram păstor pe tine. Am fost undeva într-o familie unde a apărut o mică tensiune, între soț și soție, din cauza unui copil. Iar noi am avut copii. Unul dintre ei a luat-o aiurea și a furat ceva și a fost în pușcărie. Și s-a întors în pușcărie, acasă. Era că a fost pușcăria și nu mai muncea nicăieri. Și tata a zis adică soțul, către soție, ascultă-mă. Acestui băiat nu-ți dau voie să mai dai să mănânce. Să mai dai să muncească. Și venea masa, venea vremea de masă și mama punea mai multe farfurii pe masă. Erau acolo mai mulți copii și ăsta ne stă undeva într-un colț. Că tata a zis, nu-i dai de mâncat. Nu poate sta cu celălalt la masă. Că a făcut ce a făcut. Și între tată și mama au apărut probleme și am mers acolo să strâng de vorbă după mijlocirea. Și a zis, ea plângând și a zis, tata, eu sunt mamă, cum pot să le dau de mâncare la ăștia și ăsta să nu-i dau de mâncare? Cum poate eu să stea departe, să nu stea la masă împreună cu noi? Dar, dragii mei, noi așa suntem uneori. Știm ce a făcut, că a fost pe la pușcărie, că a făcut asta, că a făcut cealaltă, că lista de păcat este lungă. Nu poate sta împreună cu noi. Ascultați-mă, ce ar trebui să știm despre Dumnezeu. Dumnezeu poate sta la masă cu oricine. Amin. Pentru că Dumnezeu iartă toate păcatele. Zice, Sfânta Scriptură zicea Domnul Iisus Hristos la un moment dat că vameșirea și femeile stricate merg înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu. Vă vine să credeți asta? Vă vine să credeți? Pe asta a spus-o Domnul Iisus Hristos. Și într-o zi Dumnezeu, când face sărbătoare, când și-a adună mântuiții, va sta la masă cu cei care în lumea aceasta au fost vame sau femei stricate. Pentru că au trecut pe la crucea Domnului Iisus Hristos, prin pocăință, și Dumnezeu le-a iertat tot trecutul. Prin Hristos Domnul. Și are puterea să stea la masă. Ei, aveți tăria în seara aceasta, avem tăria în seara aceasta să-L cunoaștem așa pe Dumnezeu. Noi nu putem sta la masă cu oricine. Chiar dacă s-a pocăit. Dumnezeu poate. În ziua aceea, vor veni de la răsărit și de la apus. De la miază noapte și miază zi. Și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu iubește oamenii, nu lucrurile. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Deci, mei, Dumnezeu continuă să-i mai aștepte pe cei pe care noi am încetat să mai așteptăm. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vede schimbarea posibilă. S-ar putea să zicem despre unul de-al nostru, poate copil care a luat-o cine știe cum, din ăsta nu mai este nimic.
Dumnezeu vede schimbarea posibilă. Într-o zi, Domnul Iisus Hristos a intrat în casa lui Zacheu, Ierihon. Știți că a fost criticat pentru asta, știți? Da. A intrat să găzduiască la... Dar Domnul Iisus Hristos vedea schimbarea posibilă. Și vreau să mă întreb, s-a schimbat Zacheu? Da. Omul acela care lua de la toți, poate care a înșelat pe toți, a zis, jumătate din avuția mea dau săracilor. Dacă am păgurit pe cineva, le dau înapoi de 4 ori. E asta schimbarea sau nu-i schimbare? Da. Pentru că Domnul vede schimbarea posibilă. Din cauza asta, Dumnezeu continuă să-i mai aștepte care acum, pe cei care acum își risipesc viața cinește pe un bel. Pentru că Dumnezeu vede schimbarea posibilă. Deci, mai. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Aș vrea tare mult ca din seara aceasta să-L cunoaștem pe Dumnezeu ceva mai bine. Amin. Slavă Domnului pentru că L-am cunoscut și pentru că suntem în casa lui Dumnezeu. Amin. Dar să știm din seara aceasta că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Amin. Și chiar dacă sunt oameni care își risipesc viața, și risipesc lucruri, și risipesc ce le-a dat Dumnezeu, Dumnezeu pe ei încă îi prețuiește. Chiar dacă risipesc. Dumnezeu nu-i mulțumit să-i slujim cu atitudine de rob. Și să avem tot timpul această contabilitate după noi. Ce am făcut eu pentru Dumnezeu, ce a făcut sau n-a făcut El pentru mine. Ci să înțelegem că ne-a făcut să fim fii. Amin. Și moștenitori, dragii mei, în Împărăție cu Dumnezeu. Dacă au plecat de-ai noștri și s-au dus și se cinește pe unde, morți în greșeli și în păcate. Și am încetat să-i mai așteptăm. Dumnezeu încă, dragii mei, continuă să-i aștepte. Pentru că Dumnezeu vede schimbarea posibilă. Și rugăciunea mea către Dumnezeu este, dragii mei, să continue să le vorbească și acestor oameni. Amin. Pe care încă îi mai așteaptă. Amin. Dumnezeu să-i caute pe unde sunt. Amin. Și o să-i caute probabil cum s-a dus de aceasta prin dumneavoastră. Amin. Sau Dumnezeu le va vorbi cine știe cum în altă formă, dragii mei. Dar să le vorbească Dumnezeu. Amin. Cum acestui băiat ne-a vorbit printr-o foamete și printr-o lipsă teribilă. Și a venit mintea la cap în mijlocul încercărilor vieții. Și a zis, mă întorc acasă la tata. Oamenii aceștia într-o zi să se întoarcă acasă la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu încă îi așteaptă. Amin. Amin.